Un prieten pentru ursuleț. Cât a ținut iarna lungă și rece, ursulețul a dormit liniștit, cuipărit în vizuina lui. Apoi, în sfârșit, un vânticel cald a topit zăpada din pădure. Ursulețul a deschis ochișorii și s-a ridicat bucuros din pat. A venit primăvara, a strigat el, alergând afară. Totul era proaspăt, verde și plin de viață. Ursulețul se simțea amețit de atâta frumusețe. Vreau să alerg, să sar, să miros florile și să mă joc, a strigat el. Și mai ales să mă învârtesc. Zicând acestea, s-a învârtit atât de repede încât s-a împiedicat de o piatră. Dar ce să vezi? De fapt, nu era o piatră, era o broască țestoasă. Hopa sus! I-a spus broasca țestoasă. Te-ai lovit? Eu doar mă învârteam, a spus ursulețul. Pentru că a venit primăvara. Acum vreau să mă dau de rostogolul, să mă cațăr în copaci și să-mi fac prieteni. Sună minunat, a spus încântată broasca țestoasă. Vino și tu cu mine, i-a spus ursulețul. O, n-aș putea să țin pasul, i-a răspuns oftând broasca țestoasă. Îmi mișc foarte greu picioarele. Nu-i nimic, a spus vesel ursulețul și i-a ridicat-o de jos. Te duc eu în cârcă, așa că au pornit la drum împreună. O, Doamne, a spus râzând broasca țestoasă. N-am mai mers niciodată așa de repede. Vreți să vă jucați cu noi? Le-au strigat doi pui de vulpe. Dar ursulețul a trecut în goană pe lângă ei, fără să-i bage în seamă. Ursulețule, i-a spus broasca țestoasă, parcă voiai să-ți faci prieteni. Chiar vreau, i-a răspuns ursulețul, dar încă mai am de alergat. Au ajuns într-o poiană presărată cu flori. Nu vrei să ne oprim puțin ca să mirosim florile? A insistat broasca țestoasă. Nu avem timp să ne oprim. Avem prea multe de făcut, i-a răspuns ursulețul. Așa că, hai, miroase! Au! A mormăit broasca țestoasă când un bondar s-a lovit de capul ei. Nasul meu nu funcționează la viteza asta. Dar ursulețul alerga prea repede ca să o audă. În sfârșit, ursulețul s-a oprit să-și mai tragă sufletul pe vârful unui deal. Broasca țestoasă a privit în jur uimită. N-am mai fost niciodată atât de sus, a spus ea gâfâind. Pot să văd lumea? Îți mulțumesc, ursulețule. Este un loc perfect. Perfect ca să ne rostogolim, a spus atunci ursulețul. Și, strângând-o pe broasca țestoasă în brațe, s-a rostogolit iar și iar în susul și în josul dealului. În cele din urmă s-au rostogolit până la poalele unui copac înalt. E vremea pentru cățărat? A spus atunci ursulețul. O, nu! A spus gemând broasca țestoasă care amețise de tot. N-aș putea să stau pur și simplu. Pe umerii mei? E o idee grozavă, a spus atunci ursulețul, așa că au început să se cațere. Pasărea care își avea cuibul acolo a fost de-a dreptul surprinsă. Plecați de aici, a spus ea fluturându-și aripile. E timpul să plecăm, a șoptit broasca țestoasă. E timpul să vedem mormolocii, a strigat ursulețul cât îl ținea gura. Spre iaz! Ce zi! A pufnit broasca țestoasă în timp ce cobora poticnindu-se spre malul apei. Ursulețul s-a așezat chiar lângă ea. S-a uitat împreună la bobocii de rață și la mormolocii care se jucau în apă. Te gândești la ce mă gândesc și eu? A întrebat-o ursulețul. Da, a oftat broasca țestoasă visătoare. Este un loc atât de frumos. De unde să sari? A spus chiuind ursulețul. A înhățat-o pe broasca țestoasă și a sărit în iaz. N-a fost grozav? A întrebat râzând ursulețul în timp ce se cățăra ca să iasă afară, dar broasca țestoasă se săturase. Nu,
a borborosit ea. Eu nu știu să înot. Carapacea mea este plină de apă și am alge din iaz în chiloți. Dar îți doreai să înoți, a spus mirat ursulețul. Nici vorbă, i-a spus pufnind broasca țestoasă. Nu te oprești niciodată ca să asculți sau să te gândești sau să-ți faci prieteni, a spus ea în cele din urmă. Dar sunt atâtea lucruri de făcut, i-a răspuns suspinând ursulețul. Pur și simplu, nu mă pot opri. Ei bine, va trebui să te oprești, i-a spus cu hotărâre broasca țestoasă, pentru că este ora de culcare. Nu, a urlat ursulețul. Nu sunt obosit, nu vreau să mă mai duc la culcare niciodată, niciodată. Vreau să fie primăvară iar. Liniștește-te, ursulețule, i-a spus zâmbind broasca țestoasă. Încă nu a venit vremea să hibernezi și mâine va fi primăvară. Va fi? A întrebat ursulețul suspinând. Și pot să alerg, să mă învârtesc și să mă pațăr? Firește, a încuvințat broasca țestoasă. Și poate să stai puțin așezat și să privești în jurul tău. Crezi că s-ar putea să-mi găsesc niște prieteni? A întrebat în șoaptă ursulețul. Sunt sigură că da, a chicotit broasca țestoasă. Deja te-ai găsit unul azi. Mi-am găsit? S-a mirat ursulețul. Pe cine? Pe mine, ursulețule, i-a spus broasca țestoasă. Pe mine! Ursulețul era fericit. Ce-ar fi să te duc în spate până acasă? Putem să mergem încet dacă vrei. Hai, mai bine să mergem repede, a spus broasca țestoasă pe un ton poznaș. Așa că ursulețul a luat-o în spate și a pornit în viteză spre casă, unde îi aștepta un somn liniștit. Vă recomand cu drag și celelalte cărți din colecție.